a făcut undeva la 90 de lei și am 110 lei. Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit, oameni buni. Ce mai ziceți, ce mai faceți? Începem activitatea taxi în forță. Am dat într-o comandă, prima comandă pe ziua de astăzi. Sper să rupem aparatul în două și să-l dăm peste cap. Trebuie să depășim un record de 413 lei sau 418 lei. Bun. Pentru început, te rog din tot sufletul să apeși butonul de like. Cine apasă butonul de like, o să-i mulțumesc cu vârf și de sat, ca să știți. Sunteți foarte mulți și vreau să mulțumesc de acum, pentru că tu și tu ai apăsat butonul de like. Jos pălăria. Ne concentrăm pe această comandă, i-am dat undeva la 6 minute. Dă-mă și tu semnal, ca să știu cum să mă încadrez și eu. De-aia există, uite, eu l-am dat, îl vedeți acolo? Așa, mergem mai departe, ziduri între vii, ceva de genul ăsta se numește strada. Bun, sper să fie o cursă, prima cursă să fie mai lungă, pentru a avea mai mulți bani la buget. Da, ca cei care ne conduc. Bugetul pe anul ăsta este vai de capul nostru. În fine, haideți să ne concentrăm pe comandă și să vedem unde vrea clientul să ajungă. Gata, oameni buni, am finalizat această cursă. Domnișoara voia să încalcă 19 lei și 15 bănuți. Domnișoara vrea să încalc linia continuă și am zis că nu încalc. Îmi pare rău, dar să nu se supere pe mine. Bun, dăm și aici finalizare și mergem mai departe. Da, am primit 20 de lei. Gata, oameni buni, am finalizat și această cursă. Vreau să vă spun că o lady super, super de nota 10, 11 lei și 39 de bănuți. A doua comandă pe ziua de astăzi. Am primit 20 de lei. Dăm finalizare și dăm aici 5 stele și aruncăm banii la safe. Până acum, dacă aș merge din 20 în 20, ar fi ok. Da, o doamnă profesoară. Da, am vorbit cu ea despre problemele care sunt în, cu salariile, cu... Da, ăștia au scumpit tot, iar ei n-au primit nimic. Și ei, și noi, și voi. Da, totul s-a scumpit, dar ei n-au dat, uite, dăm aici, a expirat. Ei n-au dat absolut nimic. Ia să mă bag eu mai aici așa și să vă povestesc o fază. Să vă povestesc o fază. Deci, oameni buni, n-am mers liftul la mine la scară și m-a oprit o vecină. Și zice, ce faci, Octavian, ce să fac, mulțumesc, bine, unde te duci? Zic, du-te-mă pe aici, bagă-te așa, ia. Ah, ok, să rămână, plăcere, să mă dau mai în față, că ea rămâne toată ziua aici. Bun, haideți să vedem, mă. Fac dreapta, stânga, hai să fac stânga. Deci ar rămâne toată ziua acolo, dar ce mașină, cum se numește, Maserati. Maserati! Da, m-a rugat frumos și m-am dat la o parte. Cu mare drag, mi se pare că respectul trebuie să-l avem indiferent ce mașină avem sau ce caz social, sau cum să zice, să... Da, și mă oprește vecina, revin. Ce faci? Zic, mă duc ca... Sunt taximetrist. Nu mai te ajungi cu banii? Zic... Da, nu mai mă ajung cu banii. Și de-aia m-am făcut taximetrist. Da? Da. Nu mai mă ajung cu banii. Viața asta e destul de grea. Întreținerea e destul de mare. Da, mamă, da. Cum au gândit-o ei că m-am făcut eu taximetrist? Au zis că nu mai avem bani. Bă, ce fel e lumea, mă? Bă, ce fel e lumea, bă? Cum mă să gândească ei? Bine că m-a întrebat, că îți dai seama, șușoteau ele între ele.
vecinii trei. Ăla lui Popescu, ăla lui Popescu. Da, nu mai are bani. Nu mai are bani. S-a angajat ca taximetrist. E taximetrist. Da. Bun, mergem mai departe, mai mângâiem aici puțin aplicația cu aparat cu tot. Poate ajunge la aplicație să ne dea și nouă comandă. Mergem mai departe. Oameni buni, a intrat o comandă. Stăm pe loc. Mergem să o onorăm. Gata, oameni buni, am finalizat și această comandă super mega tare. O lady foarte de gașcă și super de nota 10, 27 și 28 de bănuți. Am primit 27 de lei. Îi mulțumesc pentru bunătate. I-am dat 5 stele. Mergem mai departe. Sper să lege comenzile între ele și să... Na, suntem într-o stație de taxi. Bun, mergem mai departe. Oameni buni, și am mai intrat o comandă. Mergem direct către ea, undeva la 1 km și 100 de metri. I-am dat 4 minute. Sper să ajung cât mai repede. Gata, oameni buni, am finalizat și această cursă. Acum vă arăt un om extraordinar. Oricum i-am dat și 5 stele. 23 și 21 de bănuți și am primit 30. Mergem mai departe, băgăm banii la safe și suntem în zona Unirii. Trat o comandă foarte, foarte aproape. Sper să meargă clientul mult mai departe pentru a pune mai mulți bani la buget. Ia uitați aici cum trec eu de această intersecție. Haideți să vedem. Gata, am trecut de intersecție. Foarte ok. Nu înțelegeam ce fac fetele cu BMW-ul. Da, s-o opriseră în drum. Ce mai este în drum? Parcă mai era ceva în drum. Mai spunem noi din când în când, băieți. S-a oprit ca... În fine, poate mă ajutați voi, că nu mi-aduc aminte cum să procedez. Da, m-a băgat pe niște străduțe foarte întortocheate, foarte înguste, dar una peste alta ne duce unde trebuie, sperăm. Mergem mai departe. Gata, oameni buni, am finalizat și această cursă. 11 lei și 64 de bănuți. Băgăm bani aici. Ta-na-na-na, 20 de lei, super mega tare, mergem mai departe. Bă, 20 și 20, nu prea am ieșit astăzi. Cam așa am stat. În fine, nu i-am numărat și nici nu i-am aranjat. Așa îi las toată ziua. Bun, acesta este seif-ul meu, eu așa îi spun, la torpedo spun seif, la tips și la ciubuc spun șpagă. Știu că mi-atrageți atenția și jos pălăria și vă mulțumesc din tot sufletul că mi-atrageți atenția, dar mie așa îmi place să-i spun, pe stil vechi, așa mă știu eu de când mă știu. Lucram undeva, mă întrebau, ai făcut șpagă? Da. Adică lucram undeva ca la o tarabă, lucram undeva ca ospătar, lucram undeva ca picol, ca asta, ai făcut, mă știu, șpagă. Da, nu ciubuc, dar știu că așa se spune, ciubuc, tips sau numerație sau cum se zice. În fine, mergem mai departe. Mai mângâiem încă o dată aplicația asta, poate reușim să mai bage ceva aici, o comandă. Gata, oameni buni, am mai dat într-o comandă, e chiar vis-a-vis pe partea asta. Asta mă pune să întorc, ia să vedem unde să întorc, că nu întorc deloc. Mă duc și ajung la client cât mai repede, o să-i scriu. Oameni buni, clientul s-a dat jos, am lăsat aparatul să meargă, a zis că se întoarce. Pe urmă avem de mers în... la un medic veterinar, pe urmă avem de mers la nu știu unde. Da, aceste curse chiar îmi plac. Jos pălăria. Și în momentul ăsta avem pe aparat 17 lei și 93 de bănuți.
Vă mulțumesc dacă ați apăsat butonul de like. Vă mulțumesc din tot sufletul. Da, avem o mașină mare de pompieri aici, dar nu știu de ce. Aceasta. Dar nu știu de ce. În fin. Gata, oameni buni, am finalizat comanda și am mai dat încă una. 39,5 bănuți și am primit 40. Mergem mai departe. Cum vă spuneam, am mai dat într-o comandă pe Pantelimon, o ținem drept înainte și ajungem la client. Da, să fie tot așa o cursă mai lungă, să meargă clientul mai departe așa. Sunt curios. Gata, oameni buni, am finalizat și această comandă super mega tare, 35 de lei și 3 bănuți. Vreau să vă spun că doamna mă urmărește pe YouTube. Da, împreună cu soțul ei. Și am primit 45 de lei. A zis să rămână undeva la 10 lei ciubuc. Mulțumesc. Mergem mai departe, aruncăm bănuții la Seif și sunt curios unde va fi următoarea destinație. Gata, oameni buni, am finalizat încă o comandă. Acum vă arăt 8,71 lei de bănuți. Ia uitați câte bonuri am aici. Și am 13 lei. Dăm aici finalizare. Așa, și mergem mai departe și facem mizerie. Da. Ok, mergem mai departe. Gata, oameni buni, tot stăm la semafor. Haideți să vă arăt cât a făcut această comandă. 18 lei și 73 de bănuți, 20 de lei. Mulțumesc din tot sufletul. Dăm aici finalizare, 5 stele și mergem mai departe. Aruncăm banii la seif și mergem mai departe. Da, nu știu în ce zonă sunt. Gata, oameni buni, am finalizat și această cursă. 9 lei și 21 de bănuți. Am 15 lei și am mai dat acum într-o cursă. Ne pregătim să ajungem cât mai repede. Gata, oameni buni, am finalizat și această cursă. 11 lei și 7 bani. Și am aici, ia stați așa, să vedem, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Super mega tare, mergem mai departe. Da, jos pălăria în fața acestui om. Închidem, dăm finalizare, dăm și 5 stele. Sunt în spital acum, ca să știți. Spitalul Victor Babeș. În fine, mergem mai departe. Doamne ferește, să ai nevoie pe aici de spital, de doctor, de doamne ferește. Da, mergem mai departe, oameni buni. Și am mai intrat încă o comandă super mega tare. Mergem direct către această comandă. Gata, oameni buni, am finalizat și această cursă. 8,66 lei de bănuți și am primit 10 lei. Mergem mai departe, dar am mai dat într-o comandă. Și am oprit aici să vă arăt și vouă. În fine, ne orientăm către această comandă. Gata, oameni buni, am finalizat și această cursă. 15 lei și 70 de bănuți. Și am primit 30. Oameni buni, să vă spun ceva. Dau 5 puncte aici, 5 stele. Vorba dulce mult aduce. Ca să știți că unii spuneți, cum de fac eu atât de multă șpagă? Uitați și o lady drăguță. A, uitați, mă încletez și ochii. Dacă mă vede soția, mă bate. În fine, da, vorba dulce mult aduce. Deci dacă vrei să fii plătit frumos, mulează-te pe client. Da, și sigur n-ai cum să nu fii plătit ok. În fine, mergem mai departe. Gata, oameni buni, am finalizat și această comandă. 25 și 76 de bănuți și am 26. Dăm aici finalizare, aruncăm banii la seif și gata. Ia să-i dau și în asta 3 minute
Sunt curios dacă mi-o dă. Avem și poliția în față, mi-a dat-o. Mergem cât mai repede. Oameni buni, am băgat benzină de 50 de lei. Ia uitați câte liniuțe s-au ridicat acolo. Da, ce să zic. A trebuit să bag, am tot mers cu frică, m-am gândit să nu fac pana prostului. Am dat și într-o comandă, sunt cu întârziere, sper să ajung. Gata, oameni buni, am finalizat și cursa, a făcut 7 lei, am primit 10 lei. Domnișoara a vrut bonul, i l-am dat, așa că n-am ce să vă arăt. Stăm la semafor, și m-a dat într-o comandă aici. Ce mai ziceți, oameni buni, ce mai faceți? Mulțumesc din tot sufletul că sunteți alături de mine și jos pălăria în fața voastră. Da, clientul s-a dat jos să ajungă până în piață, iar aparatul merge. Văd că vine deja. Oameni buni, nu mai am ce să vă arăt. Clientul a vrut și bonul. Da, a făcut undeva la 90 de lei și am 110 lei. Jos pălăria, ne îndreptăm către gaz. O lady foarte, foarte de nota 10 și da. O să-i dau, m-a cam plimbat. O să-i dau 5 stele. Îi dau aici finalizare și îi dau 5 stele. Bun, nu mai dau nicio comandă, mă îndrept către gaz și pe urmă să fac monetarul și să vă arăt și vouă câți bani am făcut eu pe ziua de astăzi. Și rugămintea mea este ca voi să-mi spuneți cât ciubuc, mie îmi place să-i spun șpagă, cât ciubuc am făcut eu. Deci, am băgat și benzină de 50 de lei, pentru că așa bag de fiecare dată. Merg pe gaz, pornirea este pe benzină, iar pe urmă preia pe gaz. Da, voi alimenta full-ul pe gaz și pe urmă mergem să facem monitorul și să vedeți și voi câți bani am făcut eu astăzi. A sosit momentul să băgăm gaz. Am băgat și benzina. Băgăm acum și gazul. Cred că până în 50 de lei. Gata, oameni buni, a sosit momentul să scoatem raportul. Deci, ținem aici până ajungem la raport, pe urmă dăm start, pe urmă nu ne interesează ăsta, închide reset, așa, și pe urmă aici. Și zice raport, închidere, așteptați. Da, chiar sunt curios, puțin cam slăbuți, dar una peste alta eu zic că e ok, nu știu, să vedem. Da, vreau să mă ajutați să-mi faceți și mie calculul cât ciubuc am făcut eu. Deci am băgat benzină de 50 de lei și gaz de 61 de lei. Chiar dacă a făcut 74 de bănuți, adică 60 de lei și 74 de bănuți, i-am lăsat 61 de lei. Bun, Z-ul, bani câți am și să-mi spuneți și mie cât ciubuc am făcut eu. Ia să vedem. Stați așa. $356 și 79 de bănuți. Da, să vedem acum. Deci, 110 lei merg la firmă. Sau merge, merg? În fine, 110 lei la firmă. În fiecare zi, în afară de duminică, trebuie să dau 110 lei. Iar ăștia mi-au rămas mie.
235 de lei. 235 de lei. Bun. Deci, oameni buni, please, spuneți-mi și mie câtă șpagă am făcut. Am băgat gaz de 61 de lei, am băgat de 50 de lei benzină, raportul este de 356 de lei. Bani v-am zis. Spuneți-mi și mie câtă șpagă am făcut eu. Bun, hai să dau ăsta jos și pe urmă casa de marcat și pe urmă să-mi iau și eu la revedere de la voi. Să dau și cupola și casa și tot. Să-mi iau și eu la revedere. Da, una peste alta a fost o zi ok. Vreau să vă spun că îmi spuneau colegii că când o să înceapă concediile nu va merge. Vor fi zile slăbuțe, sau cum să zic eu, nu se va munci și nu va renta să ieși. În fine. Bun, trebuie să activăm și plata cu cardul. Deci nu o să mai primesc bani cash în mână. Ăsta e posibil să fie un inconvenient și să nu mai primesc atâta șpagă. Așa că, da, vom vedea. Ok, dacă tu și tu ai apăsat butonul de like jos pălăria și vă mulțumesc din tot sufletul pentru bunătatea de care dați dovadă. Da, la revedere și o zi cât mai frumoasă.